spunea fratele Marinel că eu sunt o minune vie. Într-un fel așa este, dar nu sunt o minune, sunt un copil al Domnului Iisus Hristos pe care Domnul l-a iubit. M-a iubit într-un fel să pot înțelege căci Dumnezeu are de lucrat cu oamenii, are de lucrat prin oameni. Așa cum și-a arătat îndurarea în ființa mea, așa o arată în oricare dintre noi. Nu este deosebit. Eu nu sunt mai special cu nimic decât oricare dintre voi care sunteți aici. Aș vrea ca să înțelegem în această zi lucrul acesta, că dacă unul este păstor, sau dacă este cântăreț, sau dacă este avocat, sau dacă este orice altă pregătire, bogat sau sărac, nu este cu nimic mai special înaintea lui Dumnezeu unul decât altul. Toți suntem în aceeași, la același nivel. Domnul Iisus Hristos a făcut lucrarea aceasta ca să ne înfrățească pe toți și să ne dea aceeași nădejde la toți. În anul 2009, la începutul anului, am primit din partea Domnului două înștiințări printr-o soră, printr-o soră scumpă, a trecut la cele veșnice, acum nu mai este, dar într-o dimineață rugăm la noi în casă, într-o altă clădire, în proprietatea noastră, și a venit, mi-a spus, frate Liviu, mi-a arătat Domnul că te pune într-un foc. Și ce era interesant, că ardeai, te usura foarte tare, se vedea că te doare, dar nu ai căsut. Nu te-a pus jos. Nu mi-a convenit că nu mi-a dat cel puțin o condiție. Dacă postezi, dacă te rogi, dacă faci ceva. Nu mi-a dat nicio condiție. Au trecut două zile și vine iarăși foarte tulburată, foarte agitată și îmi spune, fratele meu, te pune Domnul într-o mechină și te strânge foarte tare. Din nou, niciun fel de condiție și chiar mă pregăteam să-i fac o cafea și i-am spus așa cumva ca să-mi recapăt, să-mi capăt un pic de timp, zic, știi ce, dimineața asta ți-ai pierdut cafeaua. Și mi-au spus, îmi dai sau nu-mi dai, nu mă interesează, dar eu îți spun ce mi-a arătat Domnul. Bineînțeles că nu am luat-o în râs, dar am încercat ca să îndulcesc cumva situația. Au trecut câteva luni, până în luna iunie, am să încerc să fiu foarte scurt, am venit într-o călătorie în România, de fapt în Ucraina, ca să, în România, să particip la botezul unui cumnat care s-a hotărât să se pocăiască, și apoi în Ucraina cu alți frați, ca să mergem acolo, în partea de jos a Ucrainei, vis-a-vis de Tulcea aceea, Coloreni, Ismail, în partea aceea, și am participat acolo la evangelizare, la un botez și mi-am întors înapoi. Dar, înainte ca să plec acolo, din cauza unei dureri de la spate, o nepoată care este medic mi-a sugerat să fac un remediu. Și m-am dus cu ea la Timișoara și am făcut remediul respectiv și când mi-a dat rezultatul, era foarte agitată, foarte tulburată, plângând, spune, unchiule, de tine nu-i bine, cu tine nu-i bine. Zic, ce nu-i bine? Păi ce tu ai tumori în interior. Am spus, bine, dăm astea filmele, le-am aruncat în bagajul mașinii, am plecat în Ucraina și între timp, când am venit înapoi, am avut aranjament la un medic aici în București, pentru că aveam zile foarte limitate. Duminica, seara, luni dimineață ne întorceam din Ucraina, marți dimineață aveam zborul spre Statele Unite, dar luni am avut întâlnire cu acel doctor. Eu nu mi-a rămas numele lui, dar fratele Marinelu a reușit aseară să-l identifice din cauza unui frate cu care am fost ca să-l căutăm. E un profesor vestit aici în București care tratează astfel de boli. Și mi-a spus sincer, și mi-a spus direct, și mi-a spus fără ocolit, trebuie operație și rapid, pentru că tu ești într-o perioadă foarte mare. M-am speriat un pic și am zis, stai o clipă, că îi spune la secretară, fă internare rapid, că nu are timp. Nu avem timp să pierdem cu el. Evident că n-am rămas aici în București, ci m-am dus la Cluj, mi-am anulat zborul, m-am dus la Cluj, să iau opinia a doua a unui alt medic. Acolo aveam ceva cunoștință și la o clinică particulară mi-au făcut o biopsie, după analize și au găsit că este cancer într-o fază destul de înaintată. Mi-au recomandat rapid și foarte rapid operație și pentru că eram cu doi prieteni, nu mi-au spus mie direct peste aceasta, ci eu știam că este cancer, mi-au spus că este cancer, profesorul nu era credincios, dar un doctor care lucra cu el era credincios și mi-a spus, îmi pare foarte rău, dar trebuie operație, că nu ai șanse multe. Spuneau prietenilor mei, ce pregătiți în familia, că se duce multă vreme, nu stă. Maxim 6 luni și s-a dus.
Evident că nu prea am crezut eu, pentru că lucrarea aceasta nu se face așa fără... Am fost anunțat de Domnul, dar prorocile care au fost, au fost sub altă formă. Când am ajuns la Cluj, marți seara, am vizitat o soră, o soră în vârstă, am vizitat-o și acum, când au fost zilele acestea, și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Intru în detaliile acestea pentru că cei care credeți în prorocie să știți că lucrarea aceasta este a Domnului și se desfășoară în biserică cu oamenii Domnului. Și am curajul ca să o mărturisesc pentru că este adevărată. Îmi spune cuvântul Domnului prin acea soră, pace ție, Călătorule. M-am înfiorat un pic când am auzit numele Călătorule, dar am zis eu, fiind plecat de multă vreme din țară, evident că nu mai sunt în contact cu felul în care Domnul vorbește prin prorocii din România, ci numai cu cei din America. Mă rog, ăia nu au astfel de expresie. Dar m-am gândit la această lucrare. Este un detaliu foarte interesant, pentru că aceasta fiind marți seara, vineri seara, participa la o noapte de veche la o localitate lângă Câmpia Turții, o noapte de veche, o noapte de rugăciune și am fost surprins de felul cum frații de acolo se roagă. Acum să nu mă înțelegeți greșit, nu vreau să arunc niciun fel de conotație negativă asupra bisericii locale, dar rugăciunea comun trebuie să se facă cu mai mult foc, cu mai multă dorință. Acolo am fost surprins, am intrat în timpul unei rugăciuni și am fost surprins că după un sfert de oră, 20 de minute, m-am rugat, oamenii respectivi, rugăciunea mea s-a terminat, dar oamenii respectivi n-au gătat-o. Și am zis, măi, eu am crezut că eu știu să mă rog și mă pot ruga lung. Și m-am apucat iarăși de rugăciune. Și iarăși m-am dus vreo 20 de minute în rugăciunea mea și oamenii respectivi nu gătaseră. Și atunci ce mă fac? M-am gândit eu. Ce se întâmplă cu mine? Că ăștia m-au depășit, m-au lăsat undeva în urmă. M-am apucat a treia oră de rugăciune și după vreo oră au încetat rugăciunea respectivă. Rugăciunea a doua am cronometrat-o de la început, a fost o oră și 20 de minute. O rugăciune numai. O rugăciune în permanență, în același flux. La a treia rugăciune a fost dată o descoperire, pentru că era foarte multă lume și era foarte aglomerat. Eram undeva în spate, rețineți, nu m-a cunoscut absolut nimeni afară de prietenul meu cu care m-am dus acolo. Nu știa nimeni că am intrat în acel loc, Duhul Sfânt însă știa. Și rostește o prorocie printr-un frate care era mai în față, pe care nu l-am văzut și nu-l cunosc nici în zi de astăzi, și Duhul Sfânt vorbește felul acesta, îți vorbesc ție, Călătorule. Când a rostit cuvântul, m-a străbuns la inimă, pentru că era ceea ce auzisem, de fapt, doar câteva secunde înainte. Cuvântul a fost minunat. Cuvântul a fost de întărire. Și am știut că este îndreptată lucrarea în dreptul meu. Dar ca și prietenii mei care sunt pe paginile Scripturilor, am zis eu să vină prorocul și să stea de vorbă cu mine. Să spună, mă frate, nu te știu, nu te cunosc, dar uite, Dumnezeu asta îți spune. Și tot am stat eu căsătătat la adunare și tot m-am uitat acolo, dar nu a venit nimeni care să mă contacteze. În biserică era un frate și când îi spun numele, poate sunt de cei care îl cunoașteți, fratele Iacob Șumania. Este cineva care a auzit de dânsul? Uite, sunt câțiva care au auzit. Fratele acesta a primit credința aici în București la începutul războiului, în anii 39-40, fiind refugiat din Cluj. Era tânăr, a devenit păstor și s-a întors înapoi după război, după ce lucrurile s-au rânduit și a format comunitatea pentecostală din Cluj. A pus-o la oaltă și a fost păstor și acum avea 95 de ani și a cântat acolo în adunare cântarea Am îmbătrânit de zile. Știți cântarea? Am îmbătrânit de zile și am văzut mari desfătări, dar niciuna ca aceea din casa lui Ion Marcu. A cântat cântarea aceasta și am zis eu, nimănui nu-i stă această cântare așa de bine ca acestui om bătrân. Și am participat la ungerea care s-a făcut la rugăciunea pentru bolnavi, am ieșit pe hol, pe culoar, s-au rugat frații pentru mine și apoi am plecat. Luni mi-a făcut biopsia, marți a venit acel frate Iacob la familia unde stăteam și spune, m-a trimis Domnul la voi. Aveți nevoie de mine. Fratele casei, gazda, vine la mine în cameră, spune, fratele, pentru tine o venit, că noi nu avem nevoie de el. Și eu spus, nu vreau să vorbesc cu el. Eram răzvrătit, eram rău, eram necăjit, eram agitat, eram
mă judecam în sufletul meu cu Dumnezeu de ce am ajuns acolo. Nu vă pot spune starea inimii care eram și atunci nu vreau să stau de vorbire. Și omul pleca. Dar întâmplarea a făcut că miercuri fizic am picat de picioare. Mi s-a produs o hemoragie foarte puternică în interior și am picat de picioare, n-am mai putut să merg. La care prietenul meu sună pe nevastă, mi-am stat de reunite și spune, vino, repete și el, că s-a terminat. A venit nevastă mea după două zile, am ajuns acolo și eu am fost dus la emergență, am stat două zile și două nopți la emergență, focul era boala, menghina era timpul de emergență. Acolo Dumnezeu m-a pus în menghina și m-a strâns foarte tare. Acolo mi-am amintit din vremea tinereții, din vremea armatei, din vremea copilăriei, din vremea... din toate vremurile am avut timp să mă amintesc. Și acolo Dumnezeu mi-a dat cunoștința unor lucruri pe care trebuie să le realizez ca să-mi pun viața în îndoială. El a fost ca să fie spre moarte și spre bine. Când soția mea a venit, gazda casei îi spune soției mele, ce-o venit fratele Iacob aici, dar fratele Liviu nu vreau să vă stea de vorbă cu el. Și nevastă mea, ca orice femeie simțită, bine crescută, mă rușinează, dar mă rușinează așa, cum nu-mi plăcea mie să îmi aud, e sigur, dar mai în prezența altor martori. Și trebuie să mergem la fratele Iacob, trebuie să facă rugăciune pentru tine. Detaliul acesta este foarte important, de aceea intru în el, pentru că am ajuns la fratele acesta după vreo două zile, când ne pregăteam să plecăm din București, din Cluj, să venim la București și apoi să plecăm acasă. Mă pusesem un pic pe picioare, puteam să merg de acum și i-am dus la fratele Iacob. Fratele Iacob, un detaliu, era orb, mergea cu bățul înainte, nu putea să vadă din cauza vârstei, din cauza orilor. Și când am dat nas cu el în holul casei, îmi spune următoarele cuvinte. Ce ți-a vorbit Dumnezeu la Lungani? Lungani fiind localitatea unde am fost la noaptea de veche. Ce ți-a vorbit Dumnezeu la Lungani? De ce te îndoi? De ce ți-e frică? Dar nu prin el am fost, frate. El era în față, pe el îl vedeam tare bine. Era cum stau eu acum, așa, lângă ambor. Și zic, da, mi-a fost lucrarea. Ce păi tu nu ai simțit-o? Ce-i cu tine? Dumnezeu vorbea ceea ce eu am început în biserică. Și în momentul acela, omul respectiv folosește o expresie, zice, ție îți trebuie mărturisire. Zic, știu, când ajung acasă, am să o fac, îmi pun viața în îndoială și n-am niciun fel de problemă. Și de ce vrei acolo și nu aici? I-a spus, eu nu vreau aici să mă mărturisesc la fratele Iacob, un bătrân de 95 de ani, apoi să nu-l mai văd. Mă duc, mă mărturisesc la un frate care îl mai văd de când în când și apoi, dacă îl văd, îmi aduc aminte că am păcătuit ceva, că am mărturisit ceva și o să mă aduc aminte și să nu mai repet. Și atunci îmi spune un cuvânt, ce băi tinere, tu trebuie să mai înveți pocăința. M-a lovit și un pic de, să zic, râsul, așa, la 60 de ani, cât aveam atunci să-mi spună, băi tinere, dar față de dânsul eu eram tânăr, aveam 95 de ani. Ei, zice, tu trebuie să, cum predici tu? Acum de unde știa el că eu predic? Ce, cum predici? Când Dumnezeu îți iartă păcatele și mai aduce aminte de ele? Eu am spus, nu. Păi ce, tu vrei să fii mai deștept ca Dumnezeu să-ți aduce aminte de ele? Situația era un pic caragioasă așa, sau nu chiar așa de sfântă discuția noastră, dar asta e adevărul. Și eu am spus, nu, eu nu vreau să fiu mai deștept ca Dumnezeu, dar uite că așa m-am gândit eu. Și atunci mi-a frânt această cunoștință mea despre mărturisire, am stat cu dânsul și după ce s-a rugat pentru mine și mi-a făcut uncerea, a spus, de acum ești un alt om. Când a rostit cuvintele acestea, o pace adâncă și am simțit ca o cădere de aer cald, ca o cădere de apă, că mi-a inundat ființa și m-am liniștit. De acolo n-am mai avut grijă, nici n-am mai avut nici tumultul acela sufletului și nimic. M-am dus acasă, normal că familia a insistat să văd un doctor acolo, mi-au făcut o altă biopsie, boala înaintase foarte tare, ieșise din locul unde era și zicea doctor, nu știm în ce extent, în ce direcție a luat-o. Trebuie rapid operație. Și am spus, știi ce? Nu fac operație.
Eu nu aveam tărie acum în puterea mea, în credința mea, ci aveam tărie în cuvântul care mi s-a spus prin prorocie și prin cuvântul Domnului. L-am întrebat pe doctor, pentru că sunt așa un pic glumesc de fire, dar nu sub formă de glumă, ci am avut curajul ca să-l întreb, doctore, zic, tu știi ce scrie Psalmul 139? Și el nu zice nici că știe, nici că nu știe. Zice, ce scrie? Zic, scrie că Dumnezeu mi-a întocmit organismul într-un mod tainic. Și dacă un organ se strică din el, el poate ca să-l repare. Dacă vrea. Și dacă nu vrea, zice doctorul, dacă nu vrea, mulțumesc Domnului pentru 60 de ani și plec. Mă duc la cele veșnice. Zic, mai scrie acolo că Dumnezeu mi-a creat orice zi, înainte ca să fie una dintre ele. Și dacă eu nu mai am zile, poți ca să mă operez, că mă duc, tot mor. Dar dacă mai am zile, nu am nevoie de operația ta, nu te disprețuiesc, dar n-am nevoie de operația ta și voi trăi. La care am spus, bine, dacă tu vrei așa, eu nu te pot obliga. Zic, vin la tine peste 3 luni, și peste 3 luni nu mai e ce pot dacă nu mai ești. Mi-a spus verde în față. În 3 luni nu mai am cu cine sta de vorbă. Zic, bine, nevastă mea s-a dormit cu el și peste 2 luni m-am dus să mă vadă și cu o cameră pe care a introdus-o în interior s-a uitat și zice, ceva s-a întâmplat în corpul tău. Și nu mai văd tumoarea. Iarăși din nou analize, iarăși din nou biopsie, iarăși din nou toate lucrurile și a fost destul de complicat. M-a adormit ca să ia biopsia și lucrurile de felul acesta. Și în luna ianuarie, s-a fost în septembrie, octombrie, noiembrie, m-a văzut din nou. În luna ianuarie am primit din nou analizele. Nu au mai fost detectate celule de cancer. Când m-am dus și am stat de vorbă cu el, ți-am spus că Dumnezeu mă vindecă, se uită la mine și bine, dar eu tot cred că trebuie operație. I-am spus, las că o facem când va trebui, deocamdată nu trebuie. Deocamdată nu-i timpul pentru operație. Și peste vreo 3 ani m-am tot dus la control din 6 în 6 luni să mă vadă. Peste 3 ani mă întreabă într-o zi, voi ce credință sunteți? I-am spus, noi suntem pentecostali. Și să țineți credința voastră, că e bună, lucrează. Vreo 6 luni în urmă am fost din nou la el, de acum râd, mi-a dat o diplomă de vindecare, că-s vindecat de plin. Într-o zi, când m-am dus la el, mi-a oferit o diplomă, așa, ca să o am amintire, că el e foarte fericit că nu se mai vede nici urmă de cancer, n-a mai apărut, nu s-a mai dezvoltat. Și după cum oamenii spuneau că în 6 luni, în 5 luni, în 3 luni voi fi istorie, iată că sunt 5 ani, fraților, și prin harul Domnului sunt aici. Nu este meritul meu, să nu mă înțelegeți că este meritul meu, este meritul Domnului Iisus Hristos, lucrarea Lui, ca să-mi dea posibilitatea să mărturisesc fraților un lucru. Să vi-l prezint pe Domnul Iisus, care este scris, care Isaia l-a văzut și a spus el, a purtat păcatele noastre și suferințele noastre la Golgota. Domnul Iisus a fost rănit pentru noi și în rănile Lui suntem tămăduiți. Și dacă astăzi cineva este bolnav și dacă astăzi ne rugăm pentru bolnav, să știți că numai prin Domnul Iisus putem pătrunde la scaunul de dolari al Domnului, al Tatălui și numai prin El suntem mântuiți. Am făcut-o cât am putut de scurtă, deși este destul de lungă. Domnul să vă binecuvinteze și să vă sfințească pe deplin. Amin.